necesare încă câteva zeci de milioane de lei investiții în această arenă Chișinău. Bani pe care statul acum nu îi are. În bugetul de stat, mijloace bănești pentru arena Chișinău nu sunt. Noi avem alte priorități acum. Și le cunoașteți care sunt. Deci soluția ar fi ca să introducem unele modificări în acordul cu investitorul care a construit această arenă, ca investitorul să-și asume aceste cheltuieli la această etapă pentru a fi rambursate anterior în rate parcursul următorilor ani. Eu știu că astfel de discuții se duc la guvern. Probabil va fi implicat și Parlamentul în aceste discuții, dar în opinia mea, arena Chișinău trebuie finalizată și trebuie dată în exploatare în următoarele luni, până la sfârșitul anului. Dacă noi nu vom face acest lucru, atunci riscăm în luna martie-aprilie să investim mai mult, deoarece atunci când un obiect, fiecare gospodar din sat știe, dacă e casa închisă și nu intră în ea, apar probleme. Deci arena e finalizată în proporție de 90%. Au rămas doar căile de acces. Ele trebuie finalizate și arena trebuie dată în exploatare. Deci resurse atunci... Resursele investitorului care a construit această arenă, cu introducerea modificărilor respective în contract. Eu am opinia mea referitor la tot ce se întâmplă această arenă. Eu consider că Republica Moldova avea nevoie de o astfel de arenă.